Nimeni nu a reușit să inventarieze vreodată iile de la Cezien din județul Olt. Numărul și adevărata lor valoare sunt la fel de mari precum anii strânși de când acest meșteșug a devenit tradiție pentru mica localitate. Sunt mii de ei, fiecare casă care este, are cel puțin o ie, dar nu vă spun cel puțin, deci cel puțin 3-4 există într-o casă și de bărbat și de femeie. De unde s-a implementat dragostea cusutului? De la Principesa Brâncoveanu, în timpul cel de-al doilea război mondial, dumnea ei, copiii care rămăseseră orfani, i-a adunat la conacul dumnea ei și fetele le învăța să coase. De atunci a fost o sărbătoare a iilor. Dragostea și respectul față de cămașa populară se văd pe chipul fiecărui localnic, la zi de sărbătoare când îmbracă ia populară. Cele mai frumoase cămăși sunt premiate și oferite cadou celor dragi. Câte iați cu sud? Aoleu, dar le mai știu. Dar cea mai dragă și cea mai dragă care v-a fost? Păi am avut, da, i-am dat-o și a furtat-o fata. 3 am cu sud acum, în iarna asta, cu 2 perii de ochelari. Și totuși, dacă așa am pomenit din bătrâni să cos. Cât s-o mai putea? De când datează? Cam câți ani are? Dacă eu am 62, cred că 200. Bunica mea, mireas. Deci că a fost mireas în ea. În acest an am observat o, cum să spun, o combinare între motivele ornamentale. Se încearcă să se creeze în noi compoziții ornamentale, prin combinarea motivelor ornamentale de bază. Cromatica rămâne aceeași, însă compozițiile ornamentale încearcă să fie cât mai diversificate. În aceasta constă noutatea de anul acesta. Unică în țară, sărbătoarea de la Cezieni reprezintă un element de identificare națională. Sărbătoarea lor face parte din existența noastră de peste de aproape 100 de ani. În comuna Cezien nu există casă în care să nu existe cel puțin o cămașă populară. Ele reprezintă pentru cei mai mulți dintre bătrânii satului cea mai de preț avere.